Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune de promovare electorală în cadrul căreia toți acei candidați care își doresc să vină în fața dumneavoastră și să-și prezinte viziunea pe care au pentru a dezvolta comunitatea pe care își doresc să o reprezinte pentru următorii 4 ani, vin în fața dumneavoastră, își prezintă proiectele pentru ca dumneavoastră în data de 9 iunie, atunci când vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, să aveți o viziune cât mai clar asupra acelui pe care vă doriți să vă coordoneze, să spunem așa, pentru următorii 4 ani. Astăzi ne canalizăm atenția asupra orașului Simeria, iar invitații mei de astăzi sunt domnul Emil Ioan Râșteiu, candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al orașului Simeria. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru oportunitatea de a prezenta oferta electorală la televiziunea dumneavoastră. Și doamna Daniela Bozdou, candidat PNL pentru funcția de consilier local al orașului Simeria. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație! O perioadă destul de agitată, să spunem, pentru unii, pentru alții încă este așa un calm care vom vedea până la urmă unde va duce. Care este atmosfera în orașul Simeria, domnule Râșteiu, în această perioadă? Așa, după o primă săptămână de campanie, să spunem. Înainte de a spune de atmosfera din oraș, aș vrea să remarc două lucruri, dacă permiteți. Mă bucur că s-a preluat, și nu numai de către dumneavoastră, și de alții, s-a preluat ideea că un primar sau un consiliu local îi reprezintă pe oameni, nu-i conduc. Asta văd că se repetă din ce în ce mai des și încă un lucru care am văzut că s-a luat în considerare, nu știu, dar îmi place să cred că am fost unul dintre cei care am început să fac lucrul ăsta. Faptul că, după cum ați văzut și la dumneavoastră și la alte televiziuni, mă străduiesc să nu mai vin singur într-o emisiune, dar nu de a-mi lipi imaginea sau de a se asocia imaginile, ci pur și simplu de a arăta că faptul că am învățat ceva după 4 ani de zile, nu cred că este bine să mergi de unul singur, doar tu să gândești lucrurile, ci ai nevoie de oameni care să te consilieze, oameni cu care să dezbați anumite subiecte, și asta mă ajută să știți foarte mult, chiar și întocmirea pliantelor electorale pe care le distribuim acum m-a ajutat după dezbatere, cred că de o săptămână sau cât am tot dezbătut pe anumite subiecte, și din asta, din ce în ce mai bine, ideile s-au structurat și au fost corecte. Acum, revenind la atmosfera din oraș. Exceptând faptul că avem o problemă cu făcutul pozelor, că facem poze numai de la brâu în sus, că mai jos știu simerenii despre ce este vorba, e greu de a ne vedea. De ce spuneți acest lucru? Este iarba așa de mare că nu putem să ne facem poze, trebuie să ieșim doar pe zona betonată, prin zonele verzi nu prea poți să-ți faci poze. Da, asta a fost așa, să o luăm ca și o glumă, cu toate că nu este o glumă. Atmosfera, să spunem așa, mie mi se pare totuși că este diferită față de ce a fost în 4 ani. Să știți că oamenii din Simeria nu sunt adepții circului, a scandalului, a acțiunilor violente sau, mă rog, a limbajului agresiv. Am avut câteva momente în care oamenii au spus apăsat ce nemulțumiri au sau ce și-ar dori să se întâmple în jurul caselor, că în general cam toată lumea mai mult îl interesează ce se întâmplă în zona lui, foarte puțin în ce este în altă parte, în centrul orașului sau știu eu, pe alte străzi, ci pe toți îi interesează până la urmă ambientul din jurul lor. Bun, exceptând partea cu locuri de muncă, partea cu anumite evenimente în oraș, dar pe oamenii îi interesează ce este în jurul lor, și am observat că este bine primită acest gând al nostru, că nu este doar un slogan electoral, să revenim la normalitate. Oamenii consideră că nu este normal să fie scandal, nu este normal să fie tot timpul tensiuni, nu este normal să ca autoritățile locale să-i privească cu superioritate, nu este normal să nu fie primiți la audiențe,
Sunt multe lucruri care trebuie să ajungă la normal și ne bucură, acum o spun eu, dar o spun și colegii mei, că se asociază starea de normalitate cu ceea ce a fost între 2012 și 2020. Asta ne bucură și cred că de asta ne și primesc oamenii foarte frumos. Chiar și cei care au alte opțiuni politice nu ne apostrofează, nu ne-ar duc nici măcar sugestie, să zicem așa, de jigniri, de cum să ne jignească. În schimb, și aș vrea să fac apel prin această emisiune, în schimb, în alte locații, cu alt candidat, să spunem așa, a fost o atmosferă nepotrivită pentru nici măcar nu știu cum să apreciez, oricum, o atmosferă nepotrivită cu privire la ce s-a întâmplat zilele trecute în campania electorală, în care unul dintre candidați a fost efectiv înjurat, a fost făcut nesimțit, mincinos, în toate felurile. Și eu cred că chiar dacă avem până la urmă în gând anumite chestiuni, este bine să nu le exprimăm, mai ales în zona publică, pentru că pe lângă noi mai sunt copii, pe lângă noi mai sunt persoane care sunt mai sensibile și ar fi mai bine să ne... Practic îi îndemnați pe simerieni să-și păstreze calmul și un limbaj adecvat, indiferent despre ce candidat este vorba. Eu am vorbit și personal cu el, dar o spun și public, cu cei care, mă rog, a înjurat candidatul și de acolo a pornit o întreagă bunie în care eu aș vrea să nu se mai repede, indiferent despre cine este vorba. Bun, doamna Bozdoc, de ce vă doriți un mandat în funcția de consilier local al orașului Simerea? Ce v-a determinat să luați această decizie? Da, practic, în primul rând, pentru că îmi doresc pentru mine și pentru familia mea un oraș în care să trăiesc și să mă simt bine. Și atunci mi se pare normal că ar trebui să mă implic. Îmi doresc un oraș curat, un oraș atractiv și pentru cei din jur, pentru că avem potențial, avem posibilități, doar că trebuie puse în valoare și trebuie să maximizăm orice posibilitate pentru a atrage în Simeria locuitori, pentru a ne aduce copiii acasă, pentru a trăi noi, în primul rând, bine și a ne simți bine acolo unde trăim, unde ne desfășurăm activitatea, o mare parte dintre noi. V-ați conturat, mă gândesc deja, și o listă a proiectelor, a priorităților pe care le aveți în ceea ce privește orașul Simeria și cred că ar fi oportun să prezentați o parte dintre ele, atât cât timpul ne permite astăzi, pentru simerieni, pentru acei oameni care ne urmăresc astăzi. În primul rând, trebuie să ajungem la de a face un pic de ordine în tot ceea ce privește gestionarea orașului, în ceea ce privește activitatea primăriei și, în ultimul rând, să facem ordine în angajamentele financiare care s-au făcut în ultima perioadă, pentru că dacă lucrurile merg în continuare așa, în direcția care sunt pornite, eu estimez că nu ar dura mai mult de un an de zile, poate chiar nici un an de zile, în care să intrăm într-o dificultate financiară majoră, orașul Simerea. Acum, cu referire la angajamentele financiare și la modul cum se pune problema din punct de vedere al lucrărilor. Sunt lucrări începute în 2018-2019 care nu sunt finalizate. În condițiile care sunt au bani, deci se pot deconta. Nu înțelege nimeni, nu ne dă nimeni nicio explicație, chiar și din poziția de consilier local, nu ne dă nimeni o explicație de ce nu se finalizează aceste lucrări. Mă feresc să discut cu constructorii pentru ca să nu se interpreteze către Mircea, nici din partea lor și nici din partea altcuiva, să văd efectiv care este motivul. Am tras concluzii că dezordinea, să spunem așa, din acțiunile primăriei, asta duce la disfuncționalități de decontare și disfuncționalități de finalizare a lucrărilor. Nu înțeleg de ce un trotuar de un an și trei luni, sau două luni, da, nu se finalizează pe strada care merge la Marmosim, o stradă care
circulă foarte mult. Acolo este o fabrică pe care vin nu numai angajații, 100-200 de angajați, ci și foarte mulți clienți. Nu se finalizează acel trotuar. Deci vă propuneți să finalizați, da, sau cumva să urgentați finalizarea acestor lucrări care au demarat în urmă. Sunt lucrările de drumuri care trebuie finalizate, sunt lucrările de la școli. Școala Generală 2, văd că e tot pus pe ea tot felul de protecții, de lucru, dar nu văd că s-a lucrat foarte consistent. Sala de sport de la Generală 1 este exact în același stadiu cum era în 2020. Oamenii pe străzi ne spun, domnul Râșteu, unii spun, domn primar, eu le spun, vezi că sunt fostul primar, ne spun, domnule, dar curge apa pe conductă la robinet roșie și noi în fața casei avem o conductă nouă. De ce nu se face legătura la acea conductă nouă? Vă spun, și noi am pus întrebări în primărie și nu s-a dat niciun răspuns. Nimeni nu poate da o explicație pertinentă. Că aveți aici pe pliantul dumneavoastră un punct care cumva face legătură cu ceea ce spuneți dumneavoastră, respectul administrației față de cetățean. Și spune aici, problemele cetățeanului nu se rezolvă doar în zilele de audiențe. Da, obișnuiam lucrul ăsta. Dacă omul venea, avea o problemă, nu conta că este zi sau de audiență sau nu, îl primeam. Asta a fost un lucru care mi-a spus cineva ieri că nu mă votează că sunt îngânfat și chiar n-aș știu să spună când s-a întâmplat lucrul ăsta, dar de foarte multe ori am întâlnit oameni care spuneau, domnul Râșteu, că ai făcut, că n-ai mai făcut, dar când venea la dumneavoastră nu ne întorceai spatele. Asta era un lucru pe care l-am învățat încă de la Băcia, noi fiind o comunitate mai mică, acolo ne cunoșteam toată lumea cu toată lumea, dar și la Simera a funcționat foarte bine, totile care îmi aduc aminte oameni prin oraș, și asta îmi place cel mai mult în campania asta electorală, mi-aduc oameni aminte de anumite aspecte, că i-am ajutat cu nu știu ce lucru. A fost unul care a spus că am vorbit pentru el să fie angajat la o firmă privată, nu la instituție publică. Unul i-a spus că nu știu, că i-am răspuns prin mesaje că n-am putut vorbi și până la urmă l-am chemat să vină la mine la primărie, dar efectiv eu am uitat lucrurile astea. Astea atât de mult îmi plac când oamenii mi-aduc aminte de lucruri pe care eu le-am făcut fără să le contorizez. Eu niciodată n-am contorizat că dacă am făcut ceva, eu omul ăla trebuie să-l pun acolo pe listă și când la odică să-i cer să mă ajute sau să-mi dea votul sau așa. Rămână dator în vreun fel sau altul. Dar uite că ele vin în mod natural și asta este cel mai bine. Când lucrurile merg natural și una peste alta am învățat multe din perioada asta și mă va ajuta să acționez. Inclusiv cineva foarte apropiat m-a întrebat, o să reușești să faci lucruri? Și acum chiar simt că o să reușesc să fac lucruri. Foarte multe. Bun, unele sunt mis și la îndemână în prisma și a ceea ce am făcut în zona privată. Aranjarea zonelor verzi, asta mi la îndemână. Știu ce să fac. Probabil că o să fiu primul coordonator al muncitorilor pe stradă, până invest ce au de făcut. Dar chiar o să pot să fac lucruri. O simt așa că este... Da, și văd că este chiar aici la primul punct pe pliantul dumneavoastră, un oraș curat și bine întreținut, curățenia și întreținerea orașului trebuie să se facă, nu să se dezbată. Da, noi suntem într-o dezbatere continuă cu privire la tăiatul ierbii, în condițiile în care de anul trecut s-a abandonat ideea de a se face cu firma primăriei tăiatul ierbii. Pur și simplu, cred că și pe la televiziune, nu cred că la dumneavoastră, dar pe la alte posturi de televiziune a venit domnul Bedea și a spus, am hotărât să facem cu firme private ca tunsul ierbii să se facă mai bine. Și acum auzi că spune că din cauza noastră nu se tunde iarba. Dom'le, firme private, eu am înțeles altceva, că firmele private nu mai vor să prea colaboreze cu primăria Simerea. Asta e o mare problemă. Dar firme private, eu n-am... Ați avea dumneavoastră soluția potrivită pentru a rezolva această problemă? Este foarte simplu. Sub o formă sau alta, firma primăriei trebuie să funcționeze. Că ne ducem cu angajamente de a ne plăti datoriile la stat, că datoriile la stat sunt cele mai consistente. Pe o perioadă de 4-5 ani,
și firma primărie trebuie să funcționeze, cei care tund iarba să fie cei care, oameni din oraș, că una peste alta și grija cu privire la cum își fac treaba este mai mare a unui cetățean, ca unui lucrător care se întâlnește cu un vecin sau cu o cunoștință și spune, bă, îi atrage atenția. Dar vreau să vă spun un lucru, dar nu vorbesc eu cel mai mult. Noi suntem acum într-un calcul, am făcut un calcul, undeva la 1500 de lei pe zi cheltuim pentru tunsul ierbii. Da. E mult? E puțin? Păi, gândiți-vă că este în două zile îi salariul unui om. Salariul minim pe economie a unui om. Gândiți-vă ce cheltuieli sunt acum pentru tunsul ierbii și tot nu se face treaba ca lumea. Că suntem ca pe vremea când eram eu în Apuseni, când ne apucam în perioada asta, tundeam, coseam iarba, făceam clei de fân. Bă, noi avem o grămadă de căpițe din astea de fân prin oraș. Chiar ne râdeam azi dimineața cu doamna Daniela, că la ea pe stradă îți grămăjoare de fân. Lasă-l uscat, din păcate nu mai sunt animale să se poată folosi mai eficient. Să aruncă, te mir pe unde. Și tot ca o glumă referitor la asta, deși nu e de râs, că e de plâns, ziceam cu colegii mergând pe străzi că niciodată Simeria nu a fost atât de verde, dar în sensul în care verdeața vine de la ierburile necosite, care sunt mai mult decât jumătate din înălțimea unei persoane. Da, și referitor la asta, și o spun oarecum în zona profesională asta, privată, iarba, gazonul de iarbă este, dă foarte mult oxigen. Asta este o chestiune, cum să zic, dată de specialiști. Mai mult decât arborii dintr-o anumită zonă, un arbore de 5-6 metri dă mai puțin oxigen decât o parcelă în care el plantat de 5-6 metri pătrați. Doar că nu o dă atunci când o crescut și o început să dea sămânță și așa mai departe. Dacă este tunsă corect și bine întreținută, când este verdele ăla fraged, atunci fotosinteza se face cel mai bine și dă foarte mult oxigen. Deci până la urmă noi putem rezolva zonele unde sunt multe betoane cu o întreținere corectă a zonelor verzi și de același oxigen ca și cum avea plantați arbori între blocuri. Deci vă gândiți la un astfel de proiect pentru Simeria? Nu este un proiect, este o chestiune care pur și simplu trebuie să o facem. Nu îți scriu proiecte ca să fac lucrul ăsta, pur și simplu ne ocupăm de ea și, bineînțeles, irigațiile trebuie făcute, că degeaba ai gazon și nu sunt udate parcelele de iarbă, nu se întâmplă nimic. Acum nu ducem la extrem, dar nu trebuie să facem proiecte, să scriem, să facem studii de fezabilitate, să cheltuim miliarde ca să facem un lucru simplu. În urma discuțiilor purtate cu cetățenii, și știu că ați luat pulsul nu doar în Simeria, ci și în satele arondate acestui oraș, ați identificat mai multe probleme, mai multe nemulțumiri, să spunem, ale oamenilor, și ar fi bine să le trecem așa puțin în revistă, pentru ca mai apoi să ne spuneți și care sunt soluțiile pe care le aveți pentru aceste probleme, doamna Vozlog. Da, să știți că cetățenii nu neapărat își doresc lucruri foarte mari. Acum depinde fiecare în ce zonă se află, în ce situație. Este normal, dacă vorbim de cei din Bârcea și nu au canalizare, își doresc asta. Dacă mergi în Simeria, pe străzile care au fost asfaltate de domnul Râșteiu în mandatul trecut, oamenii sunt foarte mulțumiți, foarte încântați și ne spun că ei și-ar dori să rezolvăm problema deșeurilor reziduale din grădini, să găsim soluția, care pe vremuri era tractorul care trecea la o perioadă de timp și ei le depozitau la capătul străzii. Deci probleme sunt, într-adevăr, dar nu ceva ce nu poate fi realizat. Și bineînțeles că este normal toate să le prioritizăm. Adică nu trebuie să lucrăm haotic și să luăm decizii, pentru că ținem cont în primul rând de bugetul orașului, care nu este un sac fără fund și care este limitat de veniturile pe care le poți realiza. De asta este foarte important să alegi
în prima fază proiectele care sunt necesare și deservesc un număr mai mare de cetățeni și pe urmă pe categorii de doritori, de vârstă, de pentru fiecare în parte câte ceva. Sunt necesare trotuare, reabilitate, este necesară canalizarea, rigole, fiecare în funcție de locul unde trăiește are anumite, dar nu lucruri care nu pot fi realizate. Este ce am observat și eu, foarte mult oamenii, foarte mulți oameni înțeleg până la urmă că nu există posibilități nelimitate. Dar sunt anumite lucruri simple pe care ei le solicită să le faci și ei sunt mulțumiți. Înțeleg că nu putem să facem trotuar pe toată strada. Dar nu înțeleg că s-a lăsat o grămadă de molos în colțul străzii și nu se duce cu lunile, cu anii. Chiar acum, ieri am fost în campanie electorală și în urma unei lucrări de asfaltare a străzii, ce s-a decapat din asfalt și, mă rog, ce s-a înlocuit pe stradă, a fost depozitat într-un colț de stradă pe care au crescut burienile, probabil că este chiar de la începutul lucrării, de vreun an și ceva, sunt acolo o grămadă foarte mare de pământ amestecat cu asfalt, și oamenii spun, dom'le, da, totuși de ce nu se ia de aici? Oarecum, mergând și pe ideea asta că Consiliul Local Simeri a fost foarte activ, oamenii se adresează și nouă ca și consilieri, ca persoane care pot să acționeze în mod direct. Noi le-am explicat că, una peste alta, noi ca și consilieri locali nu avem pârghii, noi nu avem un aparat de lucru cu care efectiv să avem un birou sau un serviciu de gospodărire cu care noi să le cerem să facă anumite lucruri. Asta o face primăria. Noi ca și consilieri locali suntem obligați, în perspectiva reprezentării oamenilor, suntem obligați să sesizăm anumite lucruri, anumite aspecte, să propunem soluții, dar nu suntem noi cei care acționăm în mod direct. Noi nu avem ce să discutăm cu firma care se ocupa de stradă că trebuie să-și ia reziduile de acolo. Mai mult că probabil că acea activitate s-a și decontat. Pentru că atunci când licitează orice firmă, când vine și face o stradă, spune 20 de kilometri de transport, materiale rezultate din săpături. Mai 20-30 de kilometri materiale care se aduc. Deci alea îs în devizele, în situațiile de lucrări, ele sunt acolo. Și eu nu cred că cineva s-a uitat pe situația de lucrări și a spus, a, știi ce, n-ai transportat 20 de kilometri, ai transportat numai 15 metri până în capătul străzii, nu-ți decontăm asta. Părerea mea este că este decontat. Practic spuneți că și aceste lucrări ar trebui supravegheate mai bine de către cei în măsură să o facă, nu? Păi, în primul rând, să te preocupe cum se realizează lucrarea, nu chestiune de imagine. Pentru că mi-aduc aminte, acest constructor, când a început lucrările, și-a făcut o filmare, un live, a pus pe Facebook un pahar de cafea pe la jumătate, care zicea, uite cum mergem pe stradă și nu se varsă paharul de cafea. Asta a fost promovată și de primar, ai de mine ce mare minune s-a întâmplat. Dar acel constructor, până la urmă, dacă se duce acum cu paharul doar gol, i-aș sugera să meargă gol cu el pe bord, că îi se răstoarnă și smurdărește mocheta pe acea stradă pe care acum 2 ani făcea live. Dar am înțeles și nu cred, până la urmă nu am nicio problemă până la urmă și dacă îmi spune ceva, am înțeles că a trebuit să vină cu mama și cu tata în audiență la BEDA ca să îi dea banii. Păi ce situație este asta? Vă reamintesc că este o emisiune electorală de promovare a dumneavoastră, a colegilor dumneavoastră. Păi mă promovez pe mine că eu nu eram în astfel de situații. Nu a fost niciodată o astfel de chestiune să vină constructorul să stea pe la uși, pe la mine, ca să le decontez. Le spuneam, da, nu se poate deconta. Au fost situații, nu s-a decontat de pe un an pe altul. Dar am discutat cu ei. Și ar vrea să vină un constructor să îmi spune, bă, râșteule, fii atent că nu e așa. Da, întârziam, dar discutam cu ei.
și mai ales când știam că am de plătit, nu stătea să aștepte nici 10 minute la ușă. Împotriva, primea, deci cream, uite, nu pot să dau bani acum, înțelege-mă, o să vedem când pot, sau îi dădeam termen, uite, peste 3 luni de zile. Important este să găsiți soluții. Mai avem 5 minute din această emisiune. În situația în care simerienii, data de 9 iunie, vă vor oferi votul de încredere, care va fi prima dumneavoastră prioritate din funcția de primar al orașului Simeria? Aș vrea să spun, în primul rând, unui contracandidat, aș vrea să spun să ia în considerare faptul că noi din 9 iunie până undeva prin septembrie noi nu suntem împreună. Că am auzit că au spus pe la emisiune de, că nu știu cum o să fim toți consilieri la un loc. Nu o să fim, o să preluăm mandatele în octombrie și de atunci se poate acționa în mod direct. Doar că noi ca și consilieri PNL, grupul care suntem acum și până la urmă și ceilalți, o să fim pe fază până la urmă în perioada asta, până la preluarea mandatului, va fi pe zare toate pârghile pe care le avem noi ca și consilieri locali să le folosim în așa fel încât să nu degenereze activitatea primăriei într-un un mod mai grav decât până acum. Și cu asta o să începem, cu a face ordine, că nu o să avem bani la dispoziție să acționăm, să facem nu știu ce minuni, mai ales în ultimele 3 luni ale anului, cu un buget care este fărâmițat și de funcționare, nu știu ce o să facă din iulie până în octombrie, septembrie-octombrie. Pentru că tot bugetul pe funcționare se cheltuie până în luna iunie. Tot ce înseamnă bani pentru curățenie, pentru iluminat, pentru întrețineri, toți banii pe anul 2024 sunt programați să fie cheltuiți până în iunie. Nu știu ce se va întâmpla în perioada următoare. Asta rămâne de dar văzut. Dar noi, efectiv, asta cu ordinea e o măsură pe care o putem lua să nu avem nevoie de foarte mulți bani. Avem nevoie de minte, avem nevoie de experiența administrativă. Din fericire, consilierii care au fost de la PNL o să fie și în mandatul următor. O să am cu cine lucra, sper să fie oameni în Consiliul Local cu care pot lucra, sper să mai rămână în primărie oameni cu care să putem lucra, că văd că încearcă să fugă cât pot, cu toate că mai au câteva luni, dar încearcă să fugă cât pot. No, mă rog, asta cu a face ordine și sper să prind, dar o să fac și o postare public, dar o spun și acum în emisiunea de la dumneavoastră, sper să putem interveni, să nu ne apucăm de strada 1 decembrie până nu rezolvăm drumul spre Săulești. Pentru că noi vom crea un blocaj, așa herupist, vom crea un blocaj de ieșire în oraș și obligăm pe oameni să meargă pe strada de la Simerea la Săulești în niște foarte deteriorat drumul și vom crea un disconfort. Sper să putem interveni în așa fel încât întâi să facem un strat de asfalt, nu foarte costisitor, sper să fie Consiliul Județean de acord să ne dea înapoi nouă strada, că nu am speranțe că eu să fac drumul ăla, să ne-l dea înapoi în așa fel încât să le asigurăm simerienilor o cale de ieșire înspre drumul național, dar spre Deva, foarte facilă, să nu fie nevoiți neapărat să meargă pe 1 decembrie unde vor exista lucrări. No, astea sunt niște preocupări ale noastre foarte care ne frământă. Noi discutăm aspectele astea. Nu că ne facem planul sau nu că vindem pierderea ulțului din pădure, doar că totuși trebuie să fim pregătiți în primele momente în postura de consilier până în septembrie și până din postura de primar și consiliu din octombrie. Suntem la final de emisiune. Doamna Bozdoc, de ce ar trebui să vă voteze și să vină alături de dumneavoastră simerienii? În primul rând, îi rog pe simerieni să meargă la vot. Este foarte important, este un drept câștigat și este foarte important. PNL-ul suntem o echipă puternică, suntem o echipă unită, avem profesioniști, colaborăm foarte bine, ținem cont de tot ce ne-au spus cetățenii când am interacționat cu ei și le garantăm că o să aibă un oraș frumos, un oraș atractiv, un oraș în care autoritățile și persoanele care au decizii o să colaboreze și nu o să fie tensiuni și tocmai de aceea îi doresc să analizeze oferta
electorală și să voteze nu neapărat cu inima, ci așa, cu mult discernământ, să analizeze cine poate să, într-adevăr, să aducă Simeria acolo unde merită. Domnule Râștei, un mesaj pentru simerieni, vă rog, cât mai scurt. Pentru voturi am putea să le promite la oameni orice. Dar îi rog pe cetățeni să aibă încredere că ceea ce spunem că se poate realiza, se va realiza. Nu o să vindem cogoși în campania asta electorală. Noi o să încercăm să promitem doar ceea ce știm că se va putea într-adevăr realiza. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim. Mulțumim și noi frumos. Mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!